cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și strește mora. Dimineața, oameni buni. 13.03.2023. Începe prima săptămână în neamț fără Ionel Arsene. Sincer, sunt tentat să pun semnul întrebării dacă este prima săptămână în neamț fără Ionel Arsene, pentru că, de fapt, Ionel Arsene există în toate cele ce sunt în județul Neamț și n-are cum să fie ceva fără el. Da, să luăm de bun faptul că e prima săptămână fără Ionel Arsene. S-a schimbat ceva? Păi să vă citesc. Două comunicate de dimineață de la Apa Serv. Se întrerupe apa în comuna Vânător, Neamț, satul Nemțișor. Așa, venit dimineață, la prima oră. Semn că plecarea lui Ionel Arsene n-a rezolvat lucrurile la Apa Serv. Dimpotrivă, probabil că le va amplifica problemele. A plecat Ionel Arsene. Podul de la Luțca este căzut acolo în Albie și n-are nicio problemă. Încăpățânat podul ăsta, n-a putut să plece odată cu președintele. A stat acolo. Ce poți să-i faci? Până la urmă e dreptul lui. Protestează în felul lui în fața prostiei, indolenței. Și ce mai vreți dumneavoastră? A plecat Ionel Arsene. Camerele alea din Spitalul Județean sunt încă sigilate, unde a luat foc. Țineți minte, secția ATI, așa. Uitați, am avut curiozitatea dimineață să mă uit la un material publicat în 15 noiembrie 2020. Rețineți, 15 noiembrie 2020, când, după incendiu, Consiliul Județean va susține refacerea urgentă a secției ATI distruse în incendiu de sâmbătă seara. A susținut. Știți foarte bine cum a susținut. Au venit doi de la Lescan, da, Lescan, ajungem și acolo. Da. Deci, doi. Țineți minte cum a susținut Consiliul Județean. În comunicatul respectiv, domnul Arsene vorbea despre guvernul Orban din cauza căruia a luat foc Spitalul Județean Neamț, secția ATI, că n-a dat atenție la nu știu ce. În schimb, Consiliul Județean, care era tătucul Spitalului Județean de Urgență, a dat atenție. Mare atenție spitalului. L-a pus pe domnul fost primar de Roman, Micu, director la spital. Unde era domnul Micu în noaptea respectivă? Bine, dar nu puteai să-i ceri directorul să stea la spital, managerul să stea la spital. Mai ales că nu era nici doctor. Dar încăpățânarea lui de a apărea, să dea declarații atunci, în noaptea respectivă, în condițiile în care prietenii i-au spus să nu dea, nu din motive de inoportunitate, cât de coerență, este cu totul și cu totul altă poveste. Da, Ionel Arsene a intervenit și a făcut totul ca să construiască o nouă secție ATI. Așa ne-am trezit cu secția ATI a celor de la, nici nu mai știu cum se cheamă, Fundația Salvează Viață, ceva de genul ăsta, doamna Gheorghiu, doamna cine ori mai fi. Bun. Domnul Ionel Arsene a plecat. Credeți că a luat cu el măcar partea județului Neamț din spitalul de la Lețcani? Că cine știe, are nevoie la Brescia acolo, aduce muncitori, să aibă unde-i caza și să le acorde și primul ajutor. Nu, acolo domnul Arafat a intervenit. Domnul Arafat, care spunea că spitalul ăla este foarte bun și că trebuie să mai luăm. Și l-a luat sub în alta sa păstorire. Nu știu dacă și în Coran e cu păstorire, dar mă rog, o fi pe acolo. Dacă el o fi creștin, nu știu, chiar nu mă interesează la domnul Arafat ce face. Bun, domnul Arsene a plecat din Neamț, prima săptămână fără el. Am putea continua așa la nesfârșit
cu lucruri care s-au întâmplat pe timpul domnului Arsenie. Întrebarea este altceva, alta. Domnul Arsenie a fost singur în neamț? Brusc aflăm că dânsul, domnia sa, a fost un despot, un dictator total. Așa este până într-un anumit punct. Dar orice dictator, orice baron, dacă doriți să ne întoarcem la chestia asta, are un castel, are o curte, are iobagi și are executanți. Are cântărețul curții, are călău care execută ce îi se spune, are, să-i spunem așa, un ministru de justiție care îi pregătește drumul pe legi bătătorite ca să le poată ocoli. Ei, a plecat domnul Arsenie din județul Neamț? Nu. El există prin toate aceste personaje. Există, e bine implementat și vor trebui ani, mai mulți decât e condamnarea, ca lucrurile astea să se șteargă. Uitați-vă la Piatra Neamț. Câți ani au trecut de la plecarea lui Gheorghe Ștefan? Și Gheorghe Ștefan este prezent în primăria Piatra Neamț încă, eu nu pot să dau o proporție, că n-aș vrea să spună lumea că sunt rău. Deci va trece mult timp până Ionel Arsenie va pleca din județul Neamț. Acum, haideți să încercăm să ne amintim un pic. Cine este Ionel Arsenie? Ionel Arsenie este un tânăr grumăzeștean, de la Grumăzești, adică intrat în focul vieții prin Târgu Neamț, o urbe absolut nevinovată din punctul acesta de vedere și s-a făcut remarcat în comunitatea de acolo prin faptul că a fost destul de mic, așa, implicat în tot ce înseamnă viață economică a zonei. După ce a trecut Revoluția, Târgu Neamț s-a cam dat-o de bară și ca peste tot cu ce înseamnă industria și atunci au fost întreprinzători ăștia privați, o parte dintre ei și înainte de Revoluție erau, care încercau să aducă investiții în zonă și valută. Și atunci el s-a pliat pe acest trend și a reușit. Încet, încet a ajuns să-și facă o fabrică de termopane. Important e că termopanele lui au ajuns unde trebuie. Erau și bune. Multă lume spunea că lucra foarte bine. Cei al cezarului, trebuie să-l dăm al cezarului. Și încet, încet a ajuns în PSD. Unii spun că ar fi ajuns cu ajutorul unui proprietar de altă fabrică, de pâine. Da, lucrurile, eu nu cred în acest scenariu, pentru că eu cred în alt scenariu. Ionel Arsenie a fost pregătit să ajungă unde a ajuns acum. O să spuneți că, dom'le, ăsta este visul grumăzeștean al fiecărui tânăr care pleacă de la țară să ajungă mare șef. A ajuns în PSD. În PSD, în Neamț, când a ajuns el acolo, mai erau câțiva dintre mohicanii perioadei acelea din PSD cu greii care își trăgeau la joale, așa, dar colaborau când era vorba de ceva pentru partid. Dar în rest își trăgeau la joale. L-a mai prins pe Don Chelaru, l-a prins și l-a folosit la maxim pe Ion Munteanu,
Nu că și Ion Munteanu n-ar fi fost și el interesat să fie folosit. Dar încet, încet, Ionel Arsene a devenit omul partid sau partidul om în Piatra Neamț, în județul Neamț. PSD-iștii erau bucuroși că au pe cineva care să le asigure finanțarea la partid, să le asigure legătura cu centru, un om hotărât, un om care știa exact ce vrea. Ca să poată să devină ce a devenit, el a înțeles că trebuie să se pună bine cu șefii. Și a ajuns să se pună bine cu șefii din PSD. Cum? E, aici intervine ceva. Intervine, apare întrebarea dacă Ionel Arsene avea cunoștințele necesare pentru a pătrunde în cercul de putere de la București. Dacă Ionel Arsene avea dotarea necesară, și aici nu mă refer la intelect, pentru a sta acolo, pentru a ajunge să sursure în urechea lui Dragnea sfaturi, să execute fără discuție ce îi cerea Dragnea și ai lui. Părerea mea este că Ionel Arsene nu avea acest bagaj. Ionel Arsene era bagajul unora care l-au plasat acolo. Altfel nu se explică cum a scăpat din diferite lucruri din care alții n-ar fi putut scăpa. Aduceți-vă aminte de a domniței de la Iași, nu mai țin minte, fostul președinte, care a fost executat pentru niște pliante. Putem compara pliantele personajului respectiv la un moment dat și ministrul educației cu alte lucruri întâmplate în Neamț? Nici vorbă. Nu. Ionel Arsene a avut protecție, are protecție, pentru că altfel nu dispărea. Protecția a funcționat altfel la el acum în ultima perioadă. Protecția a funcționat cam în felul următor. Haide bre, nu mai deschidem niciun dosar acum, să nu cumva să-i punem bețe în roate. Și nu i-a pus nimeni bețe în roate, a plecat. A plecat pentru că nu pentru că a putut, ci pentru că i s-a impus să poată pleca. Gândiți-vă că Ionel Arsene a ajuns la un nivel la un moment dat încât i-a putut propune lui Dragnea un prim-ministru, care prim-ministru, Viorica Dăncilă, na, ca să nu... care prim-ministru a ajuns să fie și candidat ca să-i netezească drumul actualului președinte spre un nou mandat. Dacă gândim din perspectiva asta, ne dăm seama că multă lume a fost interesată ca Ionel Arsene să nu rămână în țară. Lume multă, bună, puternică, care va trece cu nonșalanță peste scandalul plecării lui Ionel Arsene. N-aș vrea să mai batem foarte mult apa în piuă pe subiect. Concluzia ar fi că Ionel Arsene, chiar dacă nu este, n-a plecat din Neamț. Și o să vedem asta în timp. Pe de o parte, forțele care l-au protejat vor încerca să facă acest lucru în continuare. De fapt, vor încerca să facă uitat subiectul cât de repede se poate. Iar cei care s-au chinuit să-l dea jos, vor presa să iasă la iveală alte și alte afaceri din timpul său. Pentru noi nemțenii, mare lucru nu se întâmplă. Întrebarea e, cei care l-au ajutat să dea tot felul de hotărâri pe situații de urgență, care au semnat, care s-au dus și au încercat să-l acopere în hârtii. Ăștia, ce facem cu ei? Vă spun eu ce facem cu ei. Vor fi recuperați de indiferent cine vine
la conducerea Consiliului Județean și folosiți, refolosiți, până când se uzează. Pentru că sunt oameni care au bine meritat, știu cum se fac lucrurile. Și dacă au bine meritat, au și primit. Și-au angajat soțul, copiii, amante, prietene, rude, în toate structurile care țineau de Consiliul Județean și nu numai. Pentru că să nu uităm, Ionel Arsene a condus cu mână de fier un județ, a pus șefi pe deconcentrate, a pus miniștri. De aceea spuneam, Ionel Arsene este printre noi. O zi frumoasă să aveți, să ne vedem cu bine și, pe cât posibil, să trecem peste această perioadă ca peste un vis urât. Dar eu vă spun că nu-i posibil. Numai bine!